Maestru Oprișan alături de noi, bună dimineața. Bună dimineața. Pentru că e jurnalist vechi. Da. Vreau să Condeier. Condeier, bravo. Vreau să-mi explici foarte clar ce se întâmplă în pagina 2 din Libertatea, că nu mai pot cu nervii capului, cum ar zice Mircea. Ia. Deci, pe două pagini se afișează treaba cu noile vești, cu ce face Iulia Vânturi de Revelion cu Salman Khan. Da. Știu tot ăștia. Da. Zici, are și ghilimele. Da, a scăpat de pușcărie? Cine? Salman. Încă nu știm. Nu știm. Păi ea se duce cu chiftele. Dacă e, să-i le trimită. Nu înțeleg foarte clar de unde ghilimelele. Eu știu de când eram de vârsta celor mici că se pun ghilimele atunci când e un citat. Da. Adică din ce ai spus tu ca personaj. Corect. Zice, aceea abia aștept să mă cuibărez la pieptul lui Salmi. E diminutivat. Salmică, salmileț, etc. E, pe două pagini acest zvon transformat în știre nu mă interesează, dar vreau să știu de ce tot pe spatele Iuliei Vânturi, ăștia având DVD-uri cu nu știu câte povești și povestiri cu Salman Khan, că e reclama Cilișa. Da, păi a cerut cei care fac reclamă, da. Faceți-mă și o poveste. Faceți o poveste. Poveste, dați ceva. Da. Păi dacă, zic, dacă de exemplu, Iulia Vânturi va ieși la anul în oraș cu Donald Duck. Faci cu... O să nu, invers, invers. Dacă au reclamă cu Donald Duck, ea va fi obligată să iasă cu Donald Duck. Uite, nu m-am gândit așa. Da. Cu ștrumfii. Băi, ești cu ștrumful morocănos. Asta fac e. Și vinde în DVD-uri, da, cu ștrumful. Și face aia. Ai ieșit cu ștrumful morocănos. În ce lume am intrat? Poftiți, ce ați mai găsit pe internet? Am găsit, trebuie să cenzurăm un pic că-s copiii ăștia mici, dar nu, chiar sunt lucruri... Avem un copil din Yemen. Un copil iemenit. Deci avem una bucată om bătrân, da. Uite, ieși dau drum, adică bătrân, un om civilizat în etate, da. Da? Și ăsta îi spune, ia fă-mă cum faci tu de obicei. Deci el vorbește normal, da? Hai fă un pic pentru copiii ăștia, ia. Păi e tot el. Om serios. Asta, ia mai fă-mă un pic, zici, ia, acum și râzi, ia. Ce talent e ăsta, Oprișene. El asta face de nimic, el într-o pescărie, aici plânge de nimic. Ia. Nu găsesc decât o utilitate acestui talent. Când ai musafiri și vrei să plece, îl bași ăsta mic din toaletă, cu ușa închisă. Te duci dincolo, plângi un pic și nevasta spune, băi, plânge la micul, dar voi n-aveți copil mic. Nu, avem. Avem și voi nu știți. Și el plânge de dimineață până seara. Da, bun. Și acum trecem și la oameni mai, la doamna aceasta, care prinde, de aia e bine să nu lași femeia niciodată la pescuit. Ia uitați-vă. Deci prinde un peștuc. L-a prins. Mary, don't need to lean back. Zice ușor, că nu e decât un pește. Relax, relax, don't stop whining for a moment. Are un ușor, zice, stai liniștită, că e, taci, că îi sperici pe-i lanți. Are un mod ciudat de a se bucura. E mai mult terifiat, așa, uite cum trage de o undiță. Dar peștele e micuț. E, e un sobotel, așa, da. Oricum, ia, vine peștele, ce fac acum, zice? Păi nu mai trage de la ce calvel vine spre tine, dacă trage. Lasă că peștul... Aoleu, ce fac acum, zice? Ok, stop! A venit asta lângă mine. Ce fac acum, zice? Stop whining! Păi tu l-ai tras! Nu înțeleg cine pe cine chinuie. Da, uite, e peștiuc frumos și el, ce-o fi, da. Uitați-mă, așa a rămas. Mișcă de un pic, zice. Acum nu mai. Acum ce-i facem? Dar eu nu cred că ea a venit la pescuit. Dar nu mai poate să-l scoată, așa rămâne. Pentru că a vrut ea. A vrut soțul. I-a luat și cizme. I-a luat cizme să vină cu apei. Ea nu mai poate să facă nimic. Săraca. Bun, da. Mai avem un băiat probabil pe care l-ați văzut. El alege un transfăgărășan din Norvegia. Deci o șosea din asta meandrată. Da. Și coboară numai cu spatele. Nu cred. Nu-i place, dar coboară Dani și prinde și vitezucă. Ia, stai să-l vezi așa, șoseluța. Adică e la vale? Da, și nu e drumul drept chiar așa, adică e, uite, cu 10% diferență de nivel. Hai că prinde băiatul viteză, el numai așa merge. Dom'le, n-am putut să merg în viața mea drept, ia uite aici un pic.
Vai și Doamne ferește dacă nu nimerești exact. Că până jos, ia uite-te un pic. Bă, e ceva până jos. El nu mai așa merge, nu mai cu spate. Aici la curbe nu știu cum să descurcă. Hop, ușor. Păi, trebuie să le ia invers. O, șac de păr. Ia uite, uite cum arată drumulețul. Și ia uite viteza aici. Dibace. Și el nu mai așa coboară de dimineață până seara, mai trece câte o mașinuță. M-a luat inima. Și eu m-am gândit la fel, zic, și în mașină ți-ar fi... Oprește-l că dăm idei copiilor din public, te rog. Copii, nu așa se conduce, bicicleta invers. Da. Tot așa, numai că invers. Și ultima, că te rog. Eu cred că mulți dintre noi am dorit să ne facem sau să învățăm limba arabă, măcar pentru a înțelege comentariul băiatului. De ce meciul Liverpool cu Norwich și de lui Suarez 4 goluri. Nu contează ce spune omul. El zice că a marcat Suarez. Să auzim doar cum comentează un cetățean arab unul dintre golurile lui. Ia, ia. Deci ne ascultăm doar, nu contează. Sună ca o poezie sau o incantație. A dat 4, îți dai seama, deci 4 minute 31, omul numai așa face. Numai așa, uite și la reluare cum face, deci acum e pe reluare, ia. Dracula, îi zice, ești Allah, ești Dracula, ești tot. Jason Statham, da, tu ești. Ia. Mulțumim, Cătălin Oprișan, că ne-ai făcut un tur al lumii. Practic, cu Oprișan înveți și geografia. Ne-a dus peste tot, în munți, în Suedia, fără bani. Să-l saltăm pe Cătălin Oprișan, îl găsiți pe www.a1.ro pentru cei care au internet. Ia stai mă să fac eu.